Bine v-am găsit la horoscopul de luni, 16 octombrie. Și-a trecut și eclipsa și am început și o săptămână nouă și săptămâna nouă înseamnă horoscop săptămânal nou. Vă invit să-l căutați și pe acesta, a apărut încă de sâmbătă, dar au mai apărut și multe altele. Și suntem în a doua parte a lunii octombrie, încât tot ce auziți în horoscopul lunii octombrie urmează. Că o să vedeți că partea a doua a lunii este la fel de interesantă ca și prima parte. N-am terminat cu eclipsele, o să mai avem și peste două săptămâni. N-am terminat cu schimbările de zodii, mai avem. Deci sunt evenimente pe rol, inclusiv de natură karmică și în această săptămână și în cea care urmează. De aceea, fiți pe fază cu tot ceea ce v-am pregătit. Horoscopul săptămânii, horoscopul lunii, astrodrama lunii octombrie, oracolscop cu mesaje de eclipsă. Sper că le-ați remarcat și vă ajută informația pe care o primiți acolo. Astăzi, pe 16 octombrie, nu s-ar zice că avem un eveniment important pe rol. Suntem sub influența eclipsei, suntem sub influența lunii noi, suntem sub influența multor aspecte de zilele trecute, iar altele abia de acum urmează. Așa că cred că am să vă invit direct jos în descriere, cum fac de obicei, să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente, dacă știți că aveți un ascendent pe final de zodie și hai să vedem cum începem săptămâna cu numărul 42. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi, berbecii, s-ar putea să aveți act de cojocul unei persoane care se cam joacă cu mintea voastră, se cam joacă de-a autoritatea în ochii voștri. Poate are o anumită putere, așa este, dar vă prinde într-un moment în care nici cu voi nu-i de glumit. Și voi sunteți foarte tăioși, foarte luptători, foarte războinici din anumite puncte de vedere și s-ar putea să-l îngenunchiați pe acest om puternic, indiferent cine este, că e partenerul de viață și care vine cu anumită autoritate în fața voastră, că e șeful, că e un polițist, că e cineva care până acum vă domina din anumite puncte de vedere, se pare că îi tăiați un pic macaroana. Cum? Poate chiar cu diplomație, nu cu agresivitate, deși sunteți foarte luptător, așa este, este o energie de scorpion foarte puternică, Marte în scorpion, guvernatorul vostru, Luna intră în scorpion și se întâlnește cu Marte, ba chiar există și o opoziție dintre Luna din scorpion cu Jupiter în perioada asta, deci există o dorință de care pe care, dar se pare că vă veți folosi mai mult de diplomația balanței în perioada asta. Da, sunteți mai puternic, îl puteți îngenunchea pe rivalul respectiv, pe cel care se erigează așa într-un fel de atot puternic, dar găsindu-i poate punctul sensibil, poate folosindu-vă de alte aturi și nu tot pe agresivitate. Nu, asta e calea. S-ar putea să aveți voi un dar, de un har, mai bine zis, un talent de a-l reduce la tăcere, de a-l intimida, poate chiar, poate chiar fără să spuneți nimic, culmea, s-ar putea să doar să apăreți undeva și să impuneți o anumită teamă, încât celălalt va tăcea numai când apăreți. Nu cred că îl dominați prin furie, prin agresivitate, prin pumn ridicat, prin luptă. Nu e o luptă acolo, dar celălalt trebuie un pic pus cu botul pe lale și veți găsi această cale de a-l liniști. Taurul, ajungeți la capătul unei activități și dacă tot e capătul, sunteți prânt de oboseală. Poate e ultima sută de metri înainte de a-i pune punct și la revedere, s-a terminat proiectul respectiv. Dar probabil și cel mai greu moment. Când trebuie să vă adunați toate forțele, când e momentul ăla de ultim atac al unei redute, probabil decisiv. Vă apropiați de cucerirea unui vârf, dar sunteți și în momentul ăla când nu mai aveți nimic în rucsac, nu mai aveți aer să urcați pe Everest. Dar nici voi nu știți de unde vă adunați așa o fantastică voință, sau o motivație, probabil o motivație, și motivația în cazul vostru poate fi chiar
ușor ultimativă. Cineva vă cam strânge cu ușa, cineva... Eu așa o doză de ambiție din aia care sună a... E pe viață și pe moarte, e ultima șansă, e, trebuie să fac lucrul ăsta. Poate să-i dați cuiva o palmă, poate așa cu... Pentru că vă ceartă cineva, pentru că vă trage cineva la răspundere. Un ultim atac de redută, cum spuneam. Dar decisiv, obțineți lucrul ăla, se termină lucrul ăla. Peste câteva zile o să vă luați o pauză bine meritată, dar e greu, ca orice final de proiect, de maraton, da, e un maraton. Cât ați alergat, 40 de kilometri, unde să mai puteți și ultima 100 de metri? E importantă și aia. Poate nu o să fiți printre fruntașii acestui maraton, dar l-ați terminat cu brio și cu bateriile descărcate, dar cu un punct bifat. A fost ambiția voastră să terminați maratonul ăla. N-a fost ușor și tocmai pentru că știți că pe ultima 100 de metri se decide trofeul, clasamentul sau rezultatul acestei acțiuni, acum parcă nici voi nu știți de unde mai găsiți o fărâmă de energie care să vă mai împingă spre finish. Gemini. Intervine un pic legea, adevărul, justiția într-o acțiune în plină desfășurare, sau poate chiar voi reprezentați mâna legii acolo unde vă aflați voi. Treceți printr-o situație în care cineva s-ar putea să se folosească de nedreptate. Dar atâta îi trebuie, pentru că voi sunteți foarte luptători în perioada asta, foarte tranșanți, probabil o să îi fâlfâiți așa o lege pe la nas acestei persoane și dacă nu e o lege, poate fi chiar o repercusiune, o mică pedeapsă. Poate stă în puterea voastră să-i aplicați o pedeapsă acestei persoane sau vă gândiți ce lecție să-i dați astfel încât să se potolească. Cam asta este. Da, poate sunteți, îl avertizați, îl amenințați, îl intimidați, îl atenționați. Vezi că dacă vei călca strâmb, există o repercusiune gravă asupra gestului tău. Sigur că puteți fi și voi în situația asta. Cineva vă atrage atenția. Dar mai degrabă aș spune că voi sunteți cel care atrage atenția. Nu trece pe aici strada că e interzis, vezi că e poliția după colț. Nu e nimic, o să spună cineva și o să pățească, dar măcar voi ați spus. E acțiunile ilegale, incorrecte, infidele, mincinoase, alea care pe undeva se abat de la o regulă, vor fi sancționate, inclusiv ale voastre, evident. Dacă ați copiat la teză, fiți sigur că cineva vă va taxa pe măsură. Deci, ideal ar fi să fiți extrem de juști, de corecți, de sinceri, de fideli, de adevărați. Orice abatere de la adevăr, de la regulă, de la o anumită lege, scrisă sau nescrisă, cineva o vede. Și mai devreme sau mai târziu vor urma și pedepsele. Racul. O repercusiune tardivă, după nu știu cât timp, apare în calea voastră. Ați făcut ceva cândva, ați spus ceva, ați rănit pe cineva, ați plecat de undeva. Deci ceva nepotrivit s-a întâmplat cu ceva timp în urmă și credeți că e moartă. Nimeni n-a auzit, nimeni n-a văzut, nimeni nu-și aduce aminte, dar dacă a fost o chestiune dificilă, delicată, poate încă n-a venit nota de plată. S-o fi întâmplat când s-o fi întâmplat. Acum o săptămână, acum o lună, acum un an. Dar cineva a pus pe răboj această acțiune, cu gândul că ori se mai adună și alte câteva ca să fie într-adevăr un motiv de a fi sancționat, ori acum e venit rândul să vină nota de plată. Deci să nu vă mire că vine din urmă o recompensă, era să zic, dar nu e o recompensă pentru că totuși e o lecție pe care o veți primi, dar la o acțiune de foarte de mult. Vi se aduce aminte ceva, sunteți tras la răspundere pentru ceva ce ați făcut nu știu când, vi se reproșează ceva, sunteți acuzat după nu știu cât timp, parcă cineva a umblat în tot acest timp prin secretele voastre și asta o fi fost eclipsa, a umblat prin istoricul vostru, prin palmaresul vostru, prin tot ce ați trăit voi dintr-un anumit punct de vedere, a descoperit ceva și scoate la interval. După nu știu cât timp.
A trecut o jumătate de ciclu, cel puțin, de când s-o fi întâmplat ceva. A trecut un an, a trecut o lună, a trecut o vreme și voi credeți că, a, n-a văzut nimeni, nu știe nimeni, n-a aflat nimeni. Poate și voi ați uitat de lucrul ăla. Dar, iată, cineva vi le arată, uite. De ce? Ca să le reparați, ca să le recunoașteți, ca să spuneți adevărul, ca să remediați, ca să, în niciun caz, ca să vă doboare cineva, ci din potrivă. E șansa de a repara situația, de a reveni totul la normal. Ați greșit ceva la un moment dat. Asta este, a greși omenește. Încât vă veți uita la povestea asta, da, cu sufletul un pic rănit și un pic jignit, ba chiar și un pic furios. Sunteți furios nu că s-a descoperit, ci că e după atâta timp, ceva de genul, da, am copiat la teză în semestrul trecut și acum mă sancționez. Acum a venit vremea să vă spună profesorul că v-a prins cu copiuța atunci. Ceva așteptat. Ceva așteptat, poate să spuneți voi, poate să reparați voi, dar probabil cineva a stat așa cu ochii pe voi dacă se repetă. S-o fi repetat. Și tocmai de aia sunteți atenționați abia acum. Leul, ar putea să aveți o discuție cu cineva, poate drag, o persoană dragă, dar e foarte greu să pătrundeți în mintea, inima, intimitatea acestei persoane. Este extrem de închisă, extrem de ermetică. Nu înțelegeți ce se întâmplă. Poate vă ascunde ceva, poate e teamă să spună ceva. Și veți încerca voi așa cu binișorul, cu blândețe, cu toate instrumentele din dotare să îl face să se deschidă, dar nu prea veți reuși. Ori e mai timid, ori e pățit, e fript, s-a întâmplat ceva, ori are ceva pe conștiință, pe suflet și e foarte greu să recunoască ce se întâmplă acolo. De aceea rolul vostru este acela de a insista cumva, aproape ca un bun prieten, terapeut, poate vă e rudă, poate e persoană dragă această ființă și o vedeți că se macină, se chinuie pe interior și nu poate să spună ceva, să recunoască ceva. Poate în cele din urmă și eclipsa să fie avut un efect, o să înceapă încetul cu încetul să se deschidă, încetul cu încetul să spună ce îl doare, că voi presimțiți că e ceva acolo. Aveți voi un flair anume de a simți problemele altora. Problemele sau poate chiar greșelile altora, poate intuiția voastră vă duce și mai departe. Voi, datorită acestei luni, luna care se află în Scorpion în perioada asta, vă dă nas de investigator, de detectiv, de aproape paranormal acest talent al vostru. Și de-aia presimțiți că omul ăsta ascunde ceva, se întâmplă ceva, e altfel decât arată și parcă vă vine așa să-l trageți de limbă sau poate o faceți cu bunătate, nu cu dorința de a afla vreun secret. Și chiar vreți să-l vedeți că se deschide, să zică ce are acolo, să dea afară. Poate e ceva legat de voi, vrea să vă spună vouă ceva, ar vrea să spună ceva, dar parcă are ferecată gura și nu poate. Cu blândețe, cu amabilitate, cu diplomație, cu mănuși umblați cu această persoană, că e foarte fragilă emoțional. Fecioara, sunteți într-un moment în care ar trebui să dați un verdict, să extrageți o concluzie, să spuneți ceva ce ați ales într-o anumită situație. Dar parcă încă mai analizați, încă mai judecați problema aia. Poate încă mai vin informații foarte contradictorii până acum, mai că ați fi spus cu tare lucru, da, poate eclipsa asta v-a arătat o situație și dintr-un alt punct de vedere. Deci sunteți un pic în dubiu. Până mai ieri poate ați fi spus, uite, fac cu tare lucru. Erați cât de cât hotărât, dar au venit niște informații sau vin acum niște informații care vă bagă și mai tare în ceață. Acum eu ce mai spun, ziceți voi? Sunt și mai tulburat, și mai nesigur pe mine. De ce a trebuit să mai apară și informația asta? Că ieri ziceam că îmi cumpăr mașina asta și acum am văzut altă ofertă mai bună și stau acum în dubiu. O cumpăr sau nu o cumpăr pe aia veche? O cumpăr sau nu o cumpăr pe asta nouă? Stați ca într-o răscruce și probabil trebuie să analizați, să chibzuiți, să mai chibzuiți asupra unei probleme. Încă o dată, poate decizia pe care vroiați voi să o luați zilele trecute, după eclipsa s-o fi sucit,
ați văzut lucrurile și altfel, încep să vă vină și alte idei, să vină și alte date ale problemei respective. Ba chiar vine și așa un fel de voce interioară a conștiinței care vă atrage atenția. Uite, n-ai văzut lucrul ăsta. Zile trecute, înainte de eclipsă, n-ai văzut lucrul ăsta, detaliul ăsta, ți-a scăpat lucrul ăsta. Nu-l trece cu vederea. Mai analizează odată și din punctul alt, din perspectiva cealaltă. Poate da, trebuie să discutați cu cineva față în față, voi și un partener, un tovarăș, care până acum ați privit din punctul vostru de vedere și vine respectivul cu altă opinie care nu prea coincide cu a voastră și de aici dubiu. Probabil va trebui să extrageți o concluzie. Sună a verdict, sună a concluzie, sună a decizie din aia drastică, radicală, un da, un nu, așa rămâne, dar până sunteți ferm pe poziție, probabil mai adunați informații. Voi balanțele sunteți încă sub influența lunii noi și a eclipsei multă vreme de acum înainte și probabil eclipsa asta vă va năzărit așa, v-a arătat o cale pe care înainte n-ați văzut-o. Cât s-ar putea să luați așa o decizie hodoron-tronc în viața voastră? Vă vine dintr-o dată să faceți un lucru pe care înainte de eclipsă nu l-ați fi făcut. Vă vine să plecați undeva. Uite așa, v-ați trezit de dimineață. Vă vine să vă schimbați culoarea părului. Vă vine să schimbați mobila în casă. Eu altceva, vreți o schimbare de decor, o schimbare de atitudine, o schimbare de aer, altceva vreți voi. Dar care vine un pic așa, peste, fără preaviz. Orice fel de surpriză poate fi. Vă suiți în mașină și plecați unde vedeți cu ochii. Îi transmiteți ceva unui prieten care îl lasă cu gura căscată, gen, știi ce, de azi înainte nu mai discut cu tine. Ieșiți dintr-o relație, hodoron-tronc. Deci ar putea să faceți niște lucruri la impuls, la nerv, la furie, la cum vă vine, dar pe care după aceea s-ar putea să le, nu să le regretați, să le mai gândiți, dar după aceea, după o vreme. Da, cam la prima reacție vă vine, instinctiv, ăsta e cuvântul, da. Care s-ar putea să strice planurile altor persoane, că nu sunteți doar voi pe lume. Da, pentru voi poate fi interesant, e o aventură, uite așa mi-a venit mie în dimineața asta să nu mă duc la serviciu, spuneți voi. Dar cineva vă așteaptă la serviciu și are nevoie de voi și ați promis că e o schimbare de program care încurcă niște lucruri acolo și s-ar putea reacția unora să fie destul de neplăcută, să fiți certați, să supărați pe cineva, să vi se întoarcă spatele. Poate și alții fac ceva similar cu voi. Poate voi sunteți așa un pic lăsat cu ochii în soare într-un moment neprevăzut. Trebuia să vă întâlniți cu cineva și nu vine. Se poate și asta. Deci există o doză de aia de schimbare de planuri în ultima secundă. Dar care pe cineva îl complică rău de tot. Puteți ieși dintr-o relație așa că vă vine. Într-un moment de impulsivitate maximă, unii puteți face și glume, poante de astea, ia să-i fac o șicană cuiva, dar s-ar putea să nimeriți foarte bizar, să nu fie interpretată gluma voastră așa cum trebuie. Îi faceți voi o șicană persoane iubite, ia să-i trimite o farsă că vreau să mă despart cu el și s-ar putea să o ia de bună. Deci eu... Glumele la impuls trebuie totuși gestionate. Există o mare doză de bombă în viața voastră și nici nu știți că o decizie luată așa pe nepusă masă să schimbe un întreg șir de evenimente. Ține sub control impulsivitatea, inconștiența, nebunia, jucăușenia, glumele, libertatea absolută, că unele lucruri nu se pot face. Nu e bine să fie făcute la impuls. Scorpionul, luna trece pe la voi prin zodie, unde este deja și Marte, e binevenită luna, vă energizează prin simplu fapt că se întâlnește cu Marte și transmite lui Marte o informație. Informația eclipsei de zilele trecute, după luna nouă de sâmbătă, prima planetă cu care se întâlnește luna e Marte la voi în ograd. Deci ce a decis luna nouă, ce va veni vouă în
noapte de lună nouă, în noapte de eclipsă, acum veniți să puneți în aplicare. Puneți cuiva ce vreți să faceți. Dați cuiva, faceți publică o idee. Uite ce idee mi-a venit mie, spuneți voi la un moment dat cuiva. Adunați așa grupul de persoane dragi vouă, acasă, la serviciu, și le spuneți nebunia voastră, năstrușnicia voastră. Uite ce inspirație am avut eu zilele trecute, ziceți voi. Numai că nu sunt ușor de a acceptat aceste păreri ale voastre. În fond, există încă pe perioada asta, azi și mâine, vor fi niște opoziții ale lunii cu Jupiter. Deci așteptați-vă la comentarii, la critici, la nu se poate, la piedici. Poate voi credeți în ideea, mamă ce bună idee asta, n-am mai avut de mult o idee atât de inspirată, să fac o năstrușnicie, să schimb ceva, să mă mut, să plec, să o trăznaie, dar reacțiile unora pot fi, nu, e imposibil, e o nebunie, ce-ți veni, așteptați-vă la prea puțini adepți. Dar s-ar putea să aveți și unii care țin cu voi, unii care un pic nebuni, așa, prinși într-un moment de aventură, când veți veni voi cu ideea, imediat se vor prinde unii în joc. Veți avea și gașca de oameni care vă susțin, dar și oponenții foarte puternici. Ei, și oponenții pot fi cam cârcotași, cam aspri, cam poate chiar și răutăcioși unii. Voi știți dacă veți duce mai departe acest plan sau nu. Dacă vă găsiți adepții care să vă susțină și care să facă alături de voi ce v-ați propus, că aveți și de aia, sau sunt mai mari oponenții care în cele din urmă vă vor înăbuși ideea cu care, cu o idee cam năstrușnică probabil cu care ați venit la înaintare. Săgetătorul, jucați un rol într-un anumit mediu, probabil într-un grup profesional, într-un colectiv. Parcă vă aveți ocazia să predați o lecție altora, parcă vă așezați la catedră așa, și vorbiți unui grup de persoane. Poate fi o reciprocitate acolo, e un schimb de opinii, e un schimb de experiență, un voi versus cineva și de la care fiecare are ceva de învățat. Dar poate vi se și naște o ambiție fantastică de mai mult în plan profesional. Poate discuția asta pe care o aveți cu cineva superior vouă în anumite puncte de vedere, mai documentat, mai experimentat, mai vechi în domeniu, mai deștept, mai sus pe o anumită treaptă socioprofesională, și e un exemplu bun acest personaj. Uitați la el cu respect, cu admirație, cu ambiție să fiți și voi ca el. Și de-aia probabil e o șansă pentru voi această discuție. Ori îl veți urma, ori vă ghidează într-un fel sau altul evoluția, un fel de coordonator, îndrumător, mentor, idol, model pe care îl așezați așa pe un pedestal și zice, wow, voi fi și eu într-o zi ca el, se naște o ambiție pentru voi. Faceți ca el, mergeți pe calea arătată de el, vă învață, poate chiar este acolo profesorul vostru în acest moment de destin. Și poate și voi la rândul vă aveți același rol. Există așa un fel de reciprocitate acolo. Probabil sunt și niște lecții karmice la mijloc pe care trebuie să vi le predați unii altora. Dar unii oameni vă apar în cale în momente cheie să vă deschidă niște uși, să vă netezească niște căi, să vă îndrume într-o anumită direcție. Și cam asta aveți voi în preajmă. Un astfel de om care vă arată, uite, într-acolo trebuie să mergi. Sau mă vezi pe mine aici, aici trebuie să ajungi unde sunt eu. Un model demn de urmat pe care o să-l așezați așa într-o ramă și într-un fel sau altul o să-l folosiți ca motor de propulsie pentru ce aveți de făcut de acum înainte. Capricornul, trebuie să vă arătați lumii, să ieșiți undeva într-un mediu de persoane, poate chiar persoane total necunoscute, și de-aia aveți o strângere în spate așa când vă duceți acolo. Sunteți în ochii tuturor, sunteți în lumina reflectoarelor, sunteți pe o scenă, dar vă simțiți bizar. Vă simțiți bizar pentru că nu vreți să greșiți. Știți că sunt atâția ochi îndreptați către voi.
trebuie să spuneți ceva, să faceți ceva, să prezentați ceva. Și toată presiunea asta de concentrare de forțe pe voi vă și intimidează. S-ar putea să vă pierdeți cuvintele când vă e lumea mai dragă, s-ar putea să vă poticniți, să uitați replica, să greșiți. De-aia vi se cere o fantastică, mult mai mare concentrare decât de obicei. Pentru că e în joc ceva pentru voi, este o miză, este imaginea voastră, este un premiu pe care trebuie să-l obțineți, este o notă pe care trebuie să o obțineți și de-aia maximă atenție la ceea ce spuneți, faceți pe scena asta, între ghilimele. E, trebuie să ieșiți în fața cuiva, da, trebuie să vorbiți, trebuie să prezentați o lucrare, trebuie să depuneți un dosar și simțiți că sunt o grămadă de ochi către voi, care, uite așa, vă iau la bani mărunți din toate punctele de vedere. Dar prin această atenție sporită pe care o acordați acestui gest de ieși în fața tuturor și succesul poate fi de răsunet. Ambițioși câștigă, concentrați câștigă, încăpățânați, da, poate fi și o chestiune de aia de fantastică voință. Nu e ceva ce puteți obține ușor. Mă duc acolo, prezint și la revedere. Nu, mă duc acolo, prezint, dar cu încrâncenare, cu atenție la ce spun, la cum mă îmbrac, o grijă fantastică să iasă o imagine impecabilă. Aveți ceva de câștigat, tocmai de aia vă adunați toate forțele. Unii trebuie să câștigați niște bani, să obțineți un job și de aia trebuie să fiți perfect. Vărsătorul, cineva s-ar putea să vă ia așa un pic peste picior planurile, visele, dorințele, aveți ocazia de a vorbi cuiva de ce v-ați dori voi să faceți și începe să vorbiți despre viitor și mi-ar plăcea să fac așa și mi-ar plăcea să fac așa. Dar sunt în preajma voastră oameni care nu cred în visele voastre. Normal că vă destabilizează, voi credeți cu tărie în ele, voi le-ați pus acolo pe pedestal și ați zis fac orice pentru lucrul ăla. Dacă ne vedeți pe ăștia așa că dau din colț în colț, că vă ironizează. De fapt, e o probă de încercare. Știți foarte bine că există piedici de genul ăsta. Sunt momente în care voi credeți cu tărie într-un lucru, dar anume vin testele astea din jur să arătați lumii că voi vreți cu adevărat lucrul ăla. Că dacă renunțați la prima critică, dacă renunțați la prima batjocură, dacă vedeți că celălalt zice, da, stai mă, nu te mai duc, și zice, bine, nu mă mai duc, clar că nu e pentru voi lucrul ăla. E o luptă cu factori perturbatori din jur. Factorii perturbatori sunt acolo ca să vă testeze, ispitele, da? Să vă testeze cât de mult vă doriți lucrul ăla. Că dacă vi-l doriți, treceți peste orice, n-auziți nimic din ce se întâmplă în jur. Dar dacă la prima lor critică negativă ziceți, da, bine, renunț, hai, nu mai fac. Clar că ați eșuat în planul respectiv. Nu, e nevoie parcă să vă puneți dopuri în urechi, să nu auziți ce se întâmplă în jur. Sau da, să-i auziți, dar să vă îmbărbăteze și mai tare, să vă încrânceneze și mai tare, să vă nu vă lăsați. E un vis care nu se atinge ușor. Și ispita de a abandona e mare, și ispita de a obosi e mare, și ispita de a-l asculta pe leneșul de lângă iarăși e mare. Pe când vouă vi se cere, vrei lucrul ăla, îl poți obține. Nu te uita la vecin că ei o să te testeze să renunți. E nu, nu e o chestiune în care trebuie să vă arătați slăbiciunea în fața lor. Că unii abia așteaptă să vă tragă în jos, în comoditate, în mediocritate, în lumea lor, pe când voi aveți cu adevărat un vis acolo și veți ajunge prin ambiție și neascultându-i pe cei din jur. Deci, erați un pic îngrijorați de o anumită situație, vă măcina o grijă, un stres, poate și o problemă de sănătate pe aici pe acolo. Nu vă simțeați voi bine în ale voastre. Poate ați cerut voi ajutor în stânga și în dreapta, da? Nimic din ceea ce ați primit de la restul lumii nu se potrivește pe problema voastră, încât prima voastră reacție când, hai să zicem, unii încearcă să vă ajute este de a le respinge ajutorul pe principiu, n-ai tu cum să mă înțelegi. E problema mea, da, încerc să-mi rezolv singur, dar
nu ai cum să înțelegi prin ce trec eu, de ce sufăr așa, de ce reacționez așa. Îi cam acuzați pe unii de lipsă de empatie, de milă, de înțelegere, da. Și de ce respingeți lucrul ăsta? E pentru că vă testați pe voi. E o probă de încercare pentru voi de a găsi singur soluții, că sigur că veți găsi. Anume, îi dați pe toți la o parte. Poate e o problemă care vă vizează pe voi și tocmai de aia spuneți, lăsați-mă. Lăsați-mă, e proba mea de încercare, e viața mea, e beleaua mea, e suferința mea. Ori nu vreți să-i atrageți și pe ei, ori chiar numai voi puteți să o rezolvați. Rețetele pe care vi le oferă ceilalți pentru problema asta care vă macină nu se potrivesc, într-adevăr. Și de-aia feeling-ul vostru, intuiția voastră foarte puternică este că eu am ceva de învățat de problema asta. Nu tu, nu mama, nu tata, nu copilul, nu soțul. Degeaba mă ajutați, degeaba vreți să luați de pe umerii mei povara când eu am ceva de învățat din asta. Că e o chestiune karmică la mijloc. E o probă karmică prin care voi trebuie să treceți. Nu puteți pasa, nu puteți cere ajutor. Da, e o chestiune în care nu ajutoarele vă salvează, ci propria experiență. Trăim pe pielea voastră. Pe voi trebuie să vă doară. Nu vine nimeni să vă ridice de acolo și să vă oblojească. Sigur că treceți. Ca orice impas, veți trece singur și cu atât mai mare va fi satisfacția la final că voi ați găsit soluția. Că e doar în voi soluția. E ca atunci când aveți o problemă de sănătate și poate să vină 10 medici și 10 vraci la voi să vă dea sfaturi, dar problema nu medici și nu vraci o rezolvă, ci e din interiorul vostru. Voi vă cunoașteți boala, voi vă cunoașteți corpul, voi vă știți reacțiile la fiecare potențial medicament, încât voi sunteți proprii terapeuți. Singur veți găsi soluțiile, vor fi cele mai bune, încât toate sfaturile astea din jur chiar nu vi se potrivesc. Și tocmai de aia îi țineți pe toți la distanță spunând, e problema mea, mi-o rezolv singur. Cam asta este ziua de 16 octombrie. Să aveți o zi liniștită, o săptămână rodnică și nu uitați de toate celelalte horoscoape pe care vi le tot recomand și vă tot bat la cap pe tema asta. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop.